Vă salut! Uh, da, dacă te vin sărbătorile, uite, ne-am pus aici un brăduleț. Uh, astăzi o să facem un video, din nou, despre altceva. Am avut probleme, am probleme aici, în uh, jos, în studio cu internetul. Uh, mi s-a stricat cablu, pur și simplu, de sus din pod. Deci, ca să e pe trei nivele, plus pod, unde am uh, routerul, care e conectat la. la uh, internet și de acolo am tras mai departe în toată casa, mi s-a stricat cablu, am încercat să îl repar, n-am cum. Am încercat să o dreg cu ceva, am instalat așa ceva. Funcționează și nu prea. Deci eu am aici o viteză de 300 MB maxim, cu astea primesc doar Undeva la 60-70 o să fac un uh, speed test care o să apară pe, pe ecran. Bun, acum ce vreau? Am uh, cumpărat altceva ca să testez altceva să văd poate merge mai bine. Și despre asta va fi video de astăzi. Deci momentan o să vedeți viteza care o am de internet cu astea instalate. Dar astăzi este despre... Astea despre TP-Link de Deco Wall Home Mesh Wi-Fi System AC1200 Deco M4. Sunt trei sateliți care să vedem cum o, cum o să funcționeze dacă o să am... Uh, internet mai bun, viteză mai bună cu cu astea. Nu, doar că am cu astea mici viteză mai slabă, ci nici nu am uh, Wi-Fi, trebuie doar pe LAN să mă conectez doar pe cablu. Deci ele funcționează, corespund una cu alta. Prin rețeaua electrică pe care o am, pentru că am două să bagă în priză, una o am sus pe nivelul 3, alta jos pe nivelul de jos, și ele primesc semnal una de la alta. Dar eu, ca să am semnal, ca să am internet de la unul din ăla, la aparatul meu pe care îl folosesc, ca de exemplu laptop, trebuie doar prin cablu să mă reconectez, nu au posibilitate de VLAN. Și da, de atunci de-aia am zis că uh, încerc cu astea. Bun, hai să nu mai alungim. Le desfac și vedem ce iasă de aici. Acum ideea e în felul următor. Le desfac, ne uităm împreună la ele, cum arată. Da? După aia eu o să le instalez și pe urmă o să revin cu un nou speed test cu ele instalate și vedem dacă este vreo diferență. Eu sper să fie că de-aia le-am cumpărat. Da, ambalajul, deci hai să citim ce scrie aici pe ele. Uite ce spune că pot să conectez până la 100 de aparate la ele, device-uri, full gigabit internet ports. Hai să vedem. cica că astea trei ar trebui să me acopere la 370 de metri pătrați. Oh. Da, A, bun. Hai să vedem ce e înăuntru. nu știu unde să le iau. Cred că de aici. Așa. Wow, uite ce frumos vin aranjate aici. 3 hmm. trei sateliți sau trei modemuri sau nu știu cum să le spun la astea. Arată interesant. Cred că am mai văzut ceva, nu știu, ceva de genul la Huawei sau unde am mai văzut așa ceva. Bun. Să desfacem unul. Frumos, alb. Arată foarte bine cu dungile astea în, în forma lor de la logul lor de la TP-Link. Inscripția te pe link aici. de sub ceva număr de serie, ceva de-a lor. Avem acolo mufa pentru uh, cablu de alimentare. Și două porturi de lan de cablu. Foarte bine arată. Cum sunt curios să văd dacă toate sunt identice. Deci este unul. Au și un buton de reset acolo. Au și are și ăsta lant. Da, toate au buton de reset. Se pare că sunt identice toate. Nu este diferență între ele. Da, sunt identice, arată bine, sunt ușoare. Deci fiecare are câte două ieșiri, câte două porturi de la. Acum ce mai avem în cutie? bineînțeles la fiecare în parte a, cablu. Da. Ceva special pe el. Nu, un model, 12V, un amper și altceva nimic banal. Bun, acum vreau să văd dacă mai am și altceva, ceva documentare, sau ceva, am cărțile aici. Uite că vine și cu un cablu de internet, Sper să fie ok. Acum nu m-am uitat să vă ce cat 5, 6, 7. Da, e foarte, foarte robust. E cumva dintr-un cauciuc, gumă, ceva. Nu e casant. Foarte subțire. O să curios să văd dacă o fi ceva de alt. Să vă mai am și alt cablu în cutie sau numai unul? Numai unul. De ce se pune ei mai multe? Când nu trebuie. Și aici avem o carte cu Installation, installation Guide. de pe link de coci, ca se numesc astea. Și avem, bineînțeles, în 37 de limbi. Română este? Este inclusiv română. Deci, asta ar fi pachetul aici. Să vedem și aici frontal, da, câte unul din ăsta, 3 sateliți și un singur cablu. Acum uh, o să, o să uh, le montez astea, o să le instalez, după ce am uh, făcut treaba asta o să vin cu un nou uh, speed test și să vedem dacă este vreo diferență. Eu sper să scot cum am, am, spus, am trafic normal de 300 maxim. Sper să scot un trafic de 200, dacă nu măcar ceva peste 100, ca așa la 60-70. E ok pentru un streaming sau ceva, dar de ce dacă am mai mult, plătesc pentru mai mult. Bun, deci o să revin după ce am instalat sateliții ăștia de costa. Așa arată foarte bine. Vedem după aia. Da, deci am revenit, am reușit să configurez uh, astea, Deco de la TP-Link uh, și am făcut un nou speed test, dar până la speed test uh, aici am căutat în cărțulie să văd dacă am vreo, vreo ajutor de instalare, n-am găsit nimica, este un QR code aici pe care îl scanezi și pur și simplu te trimite, îți dă direct să descarci aplicația și uh, acolo ai niște pași foarte simpli, cum anume și ce anume trebuie să faci. Da? După ce s-a descărcat aplicația, uh, trebuie să-ți să faci un cont, să te loghezi după aia uh, trebuie să configurezi un, un satelit din ăștia trei ca și uh, satelitul principal care trebuie să-l conectezi foarte important prin cablul la routerul tău și după aia uh, ceilalți doi tot așa urmărești și instrucțiunile care ți apar acolo în aplicație, Challenge 2 uh, îi conectezi pe rând și pur și simplu primesc semnal de la satelitul principal pe care l-ai instalat. E relativ simplă instalarea, am să pun un uh, screenshot cam cum arată aplicația. Uh, ce totuși mă nemulțumește pe mine e faptul că, deși eu așa am înțeles că ai primul satelit, să zicem, la etajul 2, pui satelitul 2 la etajul 1 și ultimul, al treilea, la parter. Și atunci eu am crezut așa, de la satelitul principal, merge la celălalt de la etajul 1 și de la cel de la etajul 1 merge mai departe, acela semnal aceeași cu aceeași putere, aceeași intensitate la cel de jos. Ei, se pare că nu e așa. O să vedeți după aplicație. De la cel principal primește și 1 și al do și al doilea satelit și al treilea satelit semnal. Deci se ramifică ceva de genul, așa nu merge în serie. Acum o să mai caut să văd, poate că totuși se poate configura așa altfel, dar principi, ideea principală e că am făcut speed test-ul și uh, diferența e enormă de la maxim 50-60 de Mbits, cât am avut la alea mici de la ei, de la TP-Link, am sărit acum la până la 180, nu mi-arată câteodată și stă stabil. Plus că am câte două porturi de LAN la fiecare aparat. Și foarte important, Wi-Fi funcționează foarte bine și e stabil. Cred că am să le păstrez și sper să reușesc să le configurez așa cum vreau eu de deci să meargă în serie. Dacă nu, o să le folosesc și așa, așa sau... Poate că totuși să mai probe și altceva. Dar una peste alta mi-a rezolvat problema. Am internet stabil, funcționează. Relativ sunt mulțumit. Cam asta a fost astăzi. Nu are rost să mai alungim. Asta a fost problema. Internetul, da. Am testat două variante de la TP-Link. Una cu alea mici uh, nu a fost ok. Pentru că aveam uh, internet slab. Plus că nu aveam Wi-Fi, doar conectare pe cablu. Am rezolvat-o cu astea cu trei sateliți. Uh, și uh, da, e o diferență mare. Merită. Da, am să pun link cu uh, sateliții ăștia unde unde puteți achiziționa după Amazon, mai exact. Bun, cam asta a fost video scurt. Până data viitoare, vă mulțumesc că mă urmăriți, că mi acordați în timpul vostru și sper să vă fiu de folos. Salutare!